Cine s-a vaccinat antigripal sau va face în următoarea perioadă trebuie să amâne momentul vaccinării pentru COVID-19. Cele două seruri nu pot fi administrate la o perioadă scurtă de timp unul de altul, avertizează specialiștii. În acest moment, datele susțin faptul că aceste tipuri de vaccinuri trebuie făcute distanțat la un interval de 28 de zile. Practic, încă nu sunt studii care să certifice siguranța administrării concomitente a mai multor tipuri de vaccinuri, care să includă și vaccinarea împotriva COVID-19. Așa încât recomandarea medicală este, dacă ne vaccinăm împotriva virusurilor gripale, să ne vaccinăm la 28 de zile pentru COVID și invers. Toți cei care vor primi serul vor fi monitorizați înainte și după vaccinare. Există însă o problemă în ceea ce privește posibilele reacții adverse. România nu are o legislație clară pentru despăgubirea acestei categorii de persoane. Există în fiecare centru tot ceea ce trebuie pentru a se preveni orice agravare a oricărei reacții adverse. Despre restul aspectelor, precum despăgubiri, cu siguranță vom face publice aceste informații la timpul potrivit. Vaccinul a ajuns în prima zi în 10 unități medicale din toată țara. Astfel, într-o primă fază, 3.000 de cadre medicale vor fi imunizate. Cele mai multe vaccinuri au fost distribuite în cele două spitale de boli infecțioase din capitală. La Matei Balș au ajuns 600 de doze, iar la Victor Babeș 530. Cele mai puține au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, doar 90 de doze. Autoritățile spun că distribuția serului s-a făcut în funcție de necesarul solicitat de fiecare dintre spitale. Faptul că vorbim peste 3.000 de persoane care se vor vaccina în următoarele 3-4 zile nu înseamnă un refuz al celorlalte persoane, ci pur și simplu o amânare a momentului, ținând cont și de faptul că este această perioadă anului în care o parte din personal este în concediu, altă parte este recent trecută prin această infecție, iar alții care au trecut prin această infecție au decis să amâne momentul vaccinării. Imunizarea cadrelor medicale la nivel național va începe pe 29 decembrie. Pe 28 decembrie, România va mai primi o tranșă de 140.000 de doze care vor fi distribuite în 370 de unități medicale. Autoritățile speră ca în 6 luni să fie imunizată 70% din populația țării.